Drumul de acces spre dealul Lomb, unde se află Centrul Regional pentru Industrii Creative, numit și Buftea de Cluj, și Centrul de Sprijinire a Afacerilor, încă nu este finalizat. Asta deși lucrările au început în anul 2014 și în curând cele două obiective de investiții vor fi recepționate și date în folosință. Alunecările repetate de teren au blocat de mai multe ori lucrările. În 2017 au fost 3 alunecări de teren, iar de atunci se lucrează la consolidarea terenului. În ședința de Consiliul Local de astăzi, conducerea primăriei a avansat doar un termen pentru încheierea lucrărilor de consolidare. Vor fi finalizați toți piloții forați, vor fi puși toți piloții forați, urmând ca până la mijlocul lunii noiembrie să fie turnat și radierul, astfel încât partea de consolidare a radialului pentru acces pe drum de 4 benzi va fi în totalitate realizată. După această etapă ar urma lucrările propriu-zise de realizarea drumului de acces cu 4 benzi. Până atunci este folosit un drum alternativ cu o singură bandă care arată ca o uliță de la țară. Potrivit conducerii Cluj Innovation Park, societatea care administrează cele două investiții din Lomb, în curând va avea loc și recepția acestora. Situația financiară a acestei societăți nu este deloc roz. Cluj Innovation Park merge pe pierdere din 2014 de la înființare. La finalul primului semestru a avut datorii de peste 55.000 de lei, venituri totale de circa 70.000 de lei, cheltuieli de 328.000 de lei și pierderi de peste 258.000 de lei. Cifra de afaceri zero. Da, aici nu vă pot contrazice, așa este neposibilitatea de a desfășura activități operaționale din punct de vedere contabil, aici sunt pentru asta. Nu înseamnă că nu am făcut nimic și nu înseamnă că în viitor aceste cifre vor arăta cu tot altfel. Din atelierul de creație Buftea de Cluj sunt ocupate 5 ateliere. În ceea ce privește clădirea de birouri TIM, din 2230 de metri pătrați, etajul 1 este ocupat deja tot pentru proiecte, etajul 2 este în pregătire, iar la etajul 3 se va deschide un incubator de afaceri.